Liderul galeriei Duri, Vali Peptănatu, a anunțat că magistrații și-au dat acordul pentru înființarea clubului CEO 2017 Pandurii. În urma acestei decizii, Peptănatu a plecat la București alături de Ion Șorea și a purtat discuții cu oameni de afaceri arabi, care par dispuși să investească la Târgu Jiu. Afaceriștii au cerut însă garanții că echipa va fi lăsată să joace pe noul stadion de la Târgu Jiu și să nu ajungă în situația echipei lui Adrian Mititelu. Vali Peptănatu a vorbit despre discuțiile pe care le-a avut la București cu cei interesați să investească în noua echipă. Ieri m-am deplasat la București împreună cu Șonea, Ioana, Delin și acolo m-am întâlnit cu celălalt membru fondator, Moja Radu, care este un doctor stomatolog, vechi membru al galeriei noastre și făcea parte din grupul București. Chiar la baza întâlniților mele, pe lângă impresarul Sorin Radu, la apropiata lui Miron Cosma, acesta a venit cu niște oameni de afaceri care au origine arabă. Am stat cu ei de vorbă la Fenicia, am discutat proiectul nostru, le-am prezentat o parte, îl cunoști și tu, le-am explicat cheltuielile care se impun pentru a se ajunge la performanță. Liderul galeriei Duri este convins că îi se vor pune piedici în dezvoltarea acestui proiect, însă îi avertizează de acum pe cei care se gândesc la astfel de lucruri. După cum am mers treburile la Tribunalul Gorj și Judecătoria Târgu Jiu, știu că sunt oameni porniți pe noi ca să ne încurce. Dar mi s-a cerut acte, am putut prezenta ceea ce au dorit, am prezentat și ultimul cazier fiscal, care normal ei m-au forțat tribunalul să fac o angajare la un club care nu există. Au cerut să desenez nominal comisia de cenzuri. Am desenat doi din membrii fondatori și al treilea trebuia cu studiile necesare și am desenat-o pe doamna Somnea Mariana, dacă știți cine este. Este una dintre femeile forte ale județului care nu prea creșește în ale contabilității. În structura de conducere a noului club se regăsesc Viorel Caragea, Constantin Crețan și Marius Vlaicu.